Angajații caselor de asigurări de sănătate au întrerupt programul de lucru timp de 2 ore între orele 10 și 12 în data de 10 iulie pentru a protesta față de, spun ei, salariile foarte mici în raport cu responsabilitatea și complexitatea activității prestate, pierderea alarmantă a personalului calificat și reducerea drastică a numărului total de angajați. În ultimii ani, volumul de muncă la casele de sănătate din toată țara s-a dublat sau chiar de 3 ori. În condiții în care numărul de salariați a scăzut de la 4.000 la 2.800. Inclusiv la noi este un deficit de 8-9 persoane care, după cum știți, sunt blocate posturile. Asta una la mână și al doua la mână, știți foarte bine, toată lumea se interesează de salariu și când constată că volumul de muncă este mare, oricine se interesează, nu se prezintă la concurs. Aceștia reclamă că situația a ajuns într-un punct în care concursurile de angajare nu mai atrag candidați, întrucât salarizarea a devenit extrem de nemotivantă în raport cu volumul uriaș de muncă. Urmăm un calendar dispus de colegii de la Casa Națională care ne păstoresc. Acesta este un protest. După cum bine știți, urmează sau ar trebui teoretic să urmeze o cale de mediere, o negociere, în cazul în care nu se îndeplinește, nu ne onorează cu cerințele pe care noi ca și salariați, mă refer la salariați, nu membri, nu de toată lumea beneficiază sau va beneficia de o eventuală aliniere. În cazul în care nu obținem ce am cerut, în mod clar se va ajunge la grevă. Ei solicită soluționarea problemelor expuse la nivel național și județean și atrag atenția că întârzierea rezolvării problemelor și întreruperea activității prin declanșarea conflictului de muncă vor avea următoarele consecințe. Nedecontarea prestațiilor medicale ale furnizorilor de servicii medicale, spitale, laboratoare, va genera tensiuni sociale majore prin neplata salariilor personalului angajat ori al voucherelor de vacanță și va pune în pericol continuitatea tratamentelor pentru pacienții cronici, inclusiv pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate, pentru care medicația este vitală. Serviciile furnizate de angajații CAS, cum ar fi eliberarea formularelor, cardurilor naționale sau europene, procesarea cererilor pentru dispozitive medicale și eliberarea adeverințelor, nu vor putea fi prestate. Cererile de recuperare a sumelor reprezentând concedii medicale depuse de angajatori nu vor fi plătite.